Vă salut și vă regăsi la un nou clip. Am vorbit cu Bizel și știți că a avut o datorie de 30 de ani și nu i s-a vândut de pe shop, dar a zis că dacă vreau vouchere în schimbul a celor 30 de ani datorie, bine, dacă nu, să mai aștept puțin că îmi dădea și cash un pic mai pe seară, dar am zis hai că ți bune și voucherele. Zice că de seară mai încercăm pe coif, ok, deci o să mai încercăm și pe coif astăzi probabil. Dacă nu, pe următorul clip dar până la încercări pe set cavaler o să mai încercăm să deschidem niște cuferi invazie pentru că am fost zilele astea și o să mai mergem s-au resetat intrările și avem cufere de săptămâna trecută avem și cufăr de ăsta șmecher să zicem așa și sunt curios ce mai prindem din el, ia să vedem noi, am putea face și o curea titanium dacă mai cumpărăm 3 perle albe sclipitoare, am putea face asta pentru că stăm destul de bine cu banii, ne uităm pe shop și avem și 180 de oni aici, cu feregardă în plus, total 1161, aproape 1200 de oni, deci am putea da o încercare la curea titanium, încă una pentru că ar fi, cred că a patra sau a cincea oară, a patra, cred. Bun, haideți să deschid cufărul ăsta să văd ce mai prinde aici. O să vă arăt și talismanul pentru că l-am scos de la 6-7 și uite că vorbim de 6-7, mai luăm 5 aditivi. Ne oprim acolo că este foarte bun dropul, 5 aditivi sunt foarte de ajutor. Aici să vedem în poște ce mai avem pentru voi din partea lui Zipoker avem coiful acesta de bonită plus 9 și 15 fulger. Scutul tigrului cu imun, Habanoș plus 9 și Pentagon plus 9, zice haide cu 16k subs, nu mai este mult, deci vom face și suma aceasta curând și o pereche de pantofi cu 10 vânt, deci astea sunt pentru voi fraților din partea lui Zipoker. Poker. A zis, uite, mi-a dat un mesaj și pe Instagram, a zis dacă vreau ceva iteme la preț de pișniță, l-am întrebat de, despre o armură să văd dacă o mai are, în caz că o mai are poate o cumpărăm. Haideți să luăm noi tot ce avem în poștă și o să dăm la sfârșit câteva chestii de pe aici. Le dăm progresiv, nu o să le dăm pe toate deodată, cred că o să dau, o să dau pentagonul și, și coiful cu 15 Fulger astăzi mai vedem până la final. Hai să schimbăm întâi pe talismanul acesta să văd dacă prind măcar gheață pe el. Uite, 20 gheață, 20 pământ, 20 insecte și 5 semi. Interesant, hai să lăsăm așa. 20 gheață, 20, 20 pământ, vedeți că e, e, chiar ok, e chiar ok. Hai să-l punem pe ăsta la 67 în curând, dacă merge, că ăsta este de la, de la temporar. Și o să încercăm puțin mai încolo după ce deschidem și cuferele pe principal. Hai să vedem noi dropuri. Runa aură 5 bucăți de 100, adaugă, nod rezistent, pergament comoară, piatră plus 4 și marcasite verzi clare. 3 bucăți n-au dat cine știe ce acestea. Urmează cele invazie de la misiune. Hai să vedem. Marcasită verde din nou. Marcasită gri trombocită, trombocită și marcasită, nu știu ce a avut astăzi cu marcasitele, măcar ceva orisoane dacă dedea. dar mai avem conturi, revenim. Ia să continuăm și pe șaman Caleac, unde am făcut și genul la abis, ia să vedem, iar baurie, trombocite 15, orison și cor dragonist, deci până acum un orison învrăjește. vrăjește. Aici nicio pelă trombocită, Tichet și un pergament comoară. Pe șaman caleac au venit dropuri un pic mai bune, dacă veneau și încă trei orisoane, era super, avem și un vrăjește normal. Îl păstrăm aici și continuăm cu următorul cont. Marmură, trombocite 15, aditiv 5, avem 12 total, încă 15 trombocite. Cutie Yohara și marcasită gri. Voință topaz. Și cam atât, ia să vedem și vrăjeștele, 5 medie și 36 diavol, pe asta poate scot un 4-5 oni. Ok, hai să, să zicem că e ok pe șamancă, uite câte trombocite am făcut, 35 total și aici și mai avem un singur cont. Sunt curios ce mai apare și pe oar, ia să vedem, nod rezistent, voință topaz, orisoane 3 bucăți, rune aură 5 bucăți. Aditiv 5, bun, iar orison și biscuit. Uite aici putem aduce un item să vedem dacă prindem ceva pe el. 4 orisoane am avea șanse. Și stați așa că avem și vrăjește cu B. Ia să vedem. 11, 12, 14. Și am plecat cu ea 25. Deci ne-am dus în jos. În fine, nu mă așteptam. Totuși am făcut aia cu 33. Am pus, am văzut că este pe piață cam pe la 7 ani. am pus o 5 în 25, poate, poate se dă. Aș mai avea nevoie de niște costume, ia să ne uităm noi pe piață repede. În primul rând de skin de armă, pentru că se duce, mai am o zi pe el și trebuie extins. Aute, 14 zile bine că sunt și sunt și la preț ok. Deci o să cumpăr un skin din acesta, îl extindem și găsisem și costum la 15 pe on de 51 de zile, sper să mai fie, hai să vedem dacă, uite, deci dacă le au pe ăsta îl pun pe ninja și mai cumpăr și o freză de 50 și ceva de zile cu 20 de oni și am scăpat de ninja, hai să vedem dacă mai sunt și frizuri, deci uite 19 pe oni, 58 de zile, Aș putea să iau șapca asta plus costumul acela de 51 de zile și am scăpat de ninja, oricum nu mă interesează setul de bonusuri. Haide să le luăm să fie luate. Prima dată iau costumul să știu o treabă, că este destul de ieftin, 15 ori am mai cumpărat de mult la banii ăștia. Și după care frizura la 19. Frizurii de obicei erau, era invers, frizura era mai ieftină și costumul mai scump. Acum nu știu de ce le-am prins așa. Uite frizură de F 14 ani. Asta era bună, dar nu o pot folosi. Hai să mă mai uit, poate am mai apărut ceva între timp. 8 toni de 28 de zile, 22 de zile. Hai, că iau până la urmă paia de 58 de zile. Și dăm 19 ani și am scăpat și de ninja. Mai aveam 6 zile pe costume, dar eu zic să fie bazat cu 60. Și pe ăsta de pesura mai avem timp. Deci mai are de așteptat un pic. Să nu uităm să transferăm bonusurile pe skinul de armă. Punem ținta și sursa. 14 zile. Sper să nu uit vreodată să, să extind skinul ăsta, care are bonusuri foarte bune. Și of camera fraților, m-am uitat puțin și prin comentarii și mi-ați mai zis ceva de PvP de level mare, că tot am făcut data trecută un pic. Și am pregătit seturile PvP pe aici, adică le-am pus să fie aici în caz de ceva. Aș încerca un pic să fac PVP și astăzi, dar după ce deschid și câteva shopuri aleatorii, sper să găsesc playeri. Așa ar fi prima map o să dau câteva dueluri să văd care-i treaba for fun. Și haideți să folosim câteva vouchere întâi, după care punem itemele pe sura și încercăm ceva PVP. 200 de eu zic că sunt suficiente pentru shopuri offline, ia să vedem. 12 ore, o zi, 6 ore, 6 ore, o zi, vino și una, uite 4 zile, 12, 2 zile, mm, așa, 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 se putea și mai bine, hai să mai folosim un voucher, deci se putea mult mai bine, aleatorii, hai să mai cumpărăm câteva, 60 de ore, 40 de ore și 3 zile, așa mai vorbim, deci așa mai vorbim, dacă vin așa de bine, nu le lăsăm, deci mai am 20 și ceva de ore pe shop și... Uite, 60 de ore, 6 ore, gata, cred că sunt suficiente. Zic să îl mai extindem shop-ul dacă tot s-au vândut și binișor chestiile. Mai am și cu gardă și în caz de nu se vând, cred că o să fac eu o strategie și o să deschid toate cuferele gardă pe care le fac și strâng flăcările. Când fac 81 de flăcări, cumpăr o piesă ceva de pe piață goală și încerc flăcările farmate să văd dacă intră ceva. Sunt curios când se dă și safirul acesta, l-a mai scăzut un pic, deci trebuie să se dea și el dacă aveți ofertele aștept și onixul acesta PVP, mai este și șarfa pe care aș face arcul acesta, să-l fac plus 7, plus 8, depinde și cum merge, aș face arcul și l-aș pune pe eșarfă să o vând mai repede, să fac ceva cu ea, știți? Deci mai încercăm, mai vedem noi până la final ce facem cu ea. Dar acum hai să vedem dacă găsim pe cineva să dăm câteva dueluri. De curiozitate, revin cu itemele și cu tot. Și hai să vedem show, să vedem dacă putem face cu cineva vreun duel. Băiatul acesta se cam dădea pe liber. Hai să văd dacă dă vreun duel. Deci se dădea pe liber, dar am pus setul, setul de ninja. Set cât de cât. Deci set blocare și 15 pumnal aici, 15 pumnal aici, pe armură n-am pumnal. Să vedem dacă dă duel. Eu i-am dat un duel, am văzut că se dedea pe liber. O să mai dau dueluri pe aici. Dar nu prea sunt jucători, să zic, că ar fi PvP. Poate găsim, deci doar ce, doar ce m-am echipat. Haide să vedem dacă mai vrea cineva. Fraților, dăm un duel cu z -Point. s mai dat în trecut pe mental, dar știu că avea iteme. Hai să vedem care-i treaba. Go, hai să vedem ce se întâmplă, combo aici, o să încercăm să-i și Risipa, hai să văd dacă-i print, nu i-a prins mă frate, dă ceva, dă ceva ca lumea, are ceva iteme, de ce? e destul de pregătit pe PvP, ne-a cam făcut și am pus destulă, destul de multă blocare, o să încerc și pe PC, o să încerc și pe PC cu, cu armura șarpe. Hai să vedem ce se întâmplă așa, mai dăm unul. Și vedem acum cu rezistență pe ce care-i treaba. Să vedem, dar dă bine, dă bine. Chiar, chiar dă ok, uitați-vă și voi că mi-a scăzut jumate. Bă, și cam greu din butoanele alea. În fine, GG, GG, are, are ceva. Deci trebuie să mă mai pregătesc și eu un pic pe PvP. Am ăștia plus 6. E un echipament decent, dar nu suficient, vă dați seama, am zis că dăm for fun, hai să mai dăm și cu șamanca aceasta leac să vedem care-i treaba, 4,6 acolo, pam, am, am ratat asta, are leacul care o să, o să țină o grămadă duelul, am dat 11k pe abis acolo. Am câștigat cu 16k, 17k aproape, dar nu prea am, uite, 25k total PV. Hai să mai dăm unul, a zis, hai să vedem care e treaba. Faza este că n-am rouă de magie, deci asta mi-ar lipsi deocamdată. Și magie am pe armura șarpe, 10. Dacă aveam și o rouă de magie se mai simțea un pic. Hai să continuăm să vedem. Bun, risipa n-am prins acolo, 3.4 hit, iarăși am ratat. Nu sunt obișnuit cu PvP-ul și uite că ratez kill uri pe War, pe, auzi, pe, pe sura aici. Dar o să mă mai învăț, cred că o să mai dăm, o să mai dăm din când în când. Fraților, stăteam la o vorbă pe aici cu abonații și mai dădeam, mai dădeam dueluri, adică încercam să dau dueluri și ziceau mai dă și tu niște oni pentru abonați, stați să vedeți ce am făcut, am luat niște lingouri de astea. Și uitați cum arată acum de la update, mi se pare interesant aspectul lor. Ia uita, zici că arunc cine știe ce. Ia asta, știți cine zicea? Zicea un băiat de level 30 și ceva de pe aici. Nu-l mai văd, uitați-l băiatul ăsta de 35. Hai că am mai aruncat ceva pe acolo. Și dăm și un duel cu FLV aici. Îi testăm și lui un pic setul. Și să ne uităm puțin dacă suntem echipați cu sabi, Hai că e ok. Go. Trebuie să pun și skillurile pe bară, fraților, că nu-mi place deloc. Ia, 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 să vedem cât dă. Că am văzut că îi dau 7 k 2 k pe skillul ăla nou. Un ca jumate, ia să-i dau și o skill nou. Bam, 21, da, a scăzut ceva, uite, dacă stau, se strânge de ul chiar dacă e 2-3K, încet, încet se strânge, că nici nu prea am PV, deci chiar slăbuți pe PV, deci caracterul nu stă foarte bine pe partea de PV, mai ales că armura nare și n-are nici apărare, deci ia să mai dau unul așa cu armura asta să văd. Scot amuleta, dar las armura și uite, trebuia să pun brățara asta cu 10 semi. Scot amuleta și hai. Văd că a pus două mâini acolo FLV și nu știu unde mi-e colierul cu două mâini. În fine, o să dau așa. Ia să văd. A dat 4,5 acolo, 6,4 eu. Bam, da, deci trebuie să mai caut din iteme că nu sunt total pregătit. Am găsit câteva, dar nu toate. Uite, aveam și colier cu 15 mâini. Bine că am cercei ăștia. Armura asta are 10. Băi, dar e surprinzător. FLV avea și inscripționată și ceanită. Deci are ceva PVP pe el. Hai să dăm și cu Izakura. Îl așteptăm să vedem ce damage dă. 200 acolo. 200 pe izbitură S-a dus și tăișul Hai să-i dăm un hit să vedem Bam 19k Deci 19k acolo Hitia ia să dăm și asta. Bum 51 Mulțumesc de duel E pe VM total Adică nu avem nicio pretenție Dar poate pe viitor Poate pe viitor se mai echipează și mai dăm VLV a zis că mai dăm pe viitor N-are pe, pe Safir, a zis că n-are Sura. Hai să vedem dacă mai găsim player. Totuși am dat câteva dueluri, nu mă așteptam. Au fost ceva playeri. Și hai să vedem dacă mai sunt. Haideți să, să, vedem despre ce e vorba. Văd că dă un ca jumate acolo hit. Interesant. Go, hai. Pe skill nu prea, nu prea dă. Uh, nu prea avea nici PV, trebuie să mai investesc puțin și în, uh, și în iteme PVP, poate facem și papucii ăștia, plus 8 măcar. Uh, mai încercăm să dăm, uite, ascarelo aici. Dacă mai găsim, revenim. Hai că a vrut ascarelo, deja intra intrat pe mine, ia să vedem. Bam! 3,535 de fapt. Mersi de duel ascarelo, hai să continuăm. Z-point am dat. Până acum, The Point a fost uh, cel mai echipat din map 1. aș putea spune. Deci, uh, mai vedem și dățile viitoare. Uite, mai e un, băieta, un băiat aici. Dacă vrea, ar fi ultimul și continuăm clipul să vedem dacă mai reușim să facem ceva. Între timp, mi-a scris și băiatul acesta dacă am cu ce să-l ajut. M-a văzut prin Mapunu și a zis că doar ce s-a reapucat. Mă gândeam să-i dau ceva din itemele din poște, îi dau scutul ăsta cu imun și poate îl vinde, dacă face level poate îl folosește, a zis că vrea să facă și o poză. Bun, sper să fie de ajutor, băiatul acela Nicolai nu răspunde la duel, așa că ne oprim cu PvP-ul, a fost destul de ok, am dat cu câțiva băieți și fete și o să continuăm, poate cine știe, mai și umblăm puțin la setul PVP, nu sunt mulțumit de el, dar e un set decent, așa cum v-am zis și la început, nu este nici wow ceva, dar uh, face, face față, adică e decent, într-un cuvânt decent. M-ar tenta să iau o cure anti ward n-am avut niciodată curele PVP și mă uitam că este 15 ori plus 4, dar trebuie să o facem noi. Asta este 25 de șaman, Uite, plus 8 de șaman, 35. Uh, am putea să... Uite, 60 de un plus 9. Am putea să o iau pe aia, să, să o încercăm. Dar întâi vreau să, să încerc cureaua titanium să vedem dacă merge de data asta. Hai să vedem. Am ajuns din nou la fierar și l-am împodobit puțin cu niște lingouri pe lângă. Poate, poate îl îmbunăm să iasă cureaua titanium. Bă, hai, că nu e prima dată, e a patra oară. Deci uh, nu mai zic nimic. Nu mai zic că ar mai trebui să iasă, că n-ar trebui, îi dau direct. A ieșit fraților. Și acum ai, acum. Uite că l-am împună cu lingourile, îi le iau înapoi acum. Le dau prin punul la băieți. <laughs> și să vedem bonus, are mob sau PVP. XP are fraților. Dar ce facem? O așteptăm și pe a doua. Deci trebuie să mai vină una aici creează o curea titanium vine încă una și cinci vrăjește cu B, frânghi și alte chestii. Hai să vedem ce are și asta. Ia să punem noi și talismanul pe care l-am făcut astăzi. Îl punem la 6-7. Hai că lăsăm deocamdată talismanul aici cu aditivi. Și încă n-a venit cureaua, deci durează destul de mult să știți dacă o faceți... Nu știu, am așteptat undeva la un sfert de oră și încă nu a apărut deloc. Nu știu cât ar mai trebui să aștept, sper să nu fie, nu știu, de ordinul orelor, 2-3 ore, pentru că asta ar însemna să vedem data viitoare. O să mai așteptăm puțin. Haideți că a apărut fraților cureaua Titanium, ia să vedem noi ce curea a venit acolo în poștă. Dacă e cu mobi, e bine, hai să vedem. Și mi se pare că poate să vină cu doi mobi prima, primul bonus. Antisura. Bă, e decent că a venit o de asta, că o fac plus 4 și uite că avem de PVP, dar n-a venit cu mobi. Cu mobi era scumpă, rău. Dar e bine, e totuși bine, o să o și plusez o dată. Hai să fac pergament de 100% ca să iau orisoanele pe sura și o să le iau pe toate conturile. Hai să văd. Opa, dar n-am minereu de ăsta aparent. Bun, și plusăm acum cureaua titanium cu sura. Văd că nu face 2 la plus 1. Perfect și ia să, să văd acum. Nici la plus 2 nu face, dar cere 20 de trombocite. Plus 2 o să dăm pe șamanca mare și tot așa pe alte conturi ca să luăm orisoanele. Deci dacă îmbunătățim noi curea titanium o să primim 5 orisoane, 5 vrăjește, 3 adaugă și un antic pe fiecare cont pe care o îmbunătățim. Pe asta o să facem plus 4 și cred că o lăsăm așa, o finisăm și o folosim pentru PVP și dacă tot dacă tot uh, facem curele pentru PVP. Cu ocazia asta o să iau și cureaua aceea anti war de 15 ani sau cât a fost acolo pe shop. Și o să o iau un pic mai încolo pentru că vreau să plusez uh, un arc zodiac să văd dacă iese plus 7 și îl pun pe eșarfa aceea de pe shop. Să poate se dă mai repede. Hai să începem să vedem dacă îl facem repede. Eșuat plus 5, Plus 7, vreau, cred că îi bag și un element de foc. Plus 1 și aia e. Doar că să iasă măcar. Plus 5, 6. Hai mă, că nu prea am zeuri. 3 zeuri. Hai acum. Ta. Și mai trebuia un zeu, fraților. Să iau un manual și aia e. Hmm. Ia să vedem ce leuri. Deci sunt foarte scumpe pe piață. Lumina. Deci am cumpărat 200 cu 4 în 50. Haideți că a picat până la urmă un zeu. Dar a ieșuat câte ce leuri? 63. Hai că poate mai pică, dar iese cam greu. Deci ar mai trebui, cred că, să cumpăr și cutii. Ia uitați. Hai să vedem. Bun, hai să vedem dacă iese. 6 și ar trebui să meargă. Dar nu vrea, mă, frate, cât am mâncat, bă. Bă, cât am mâncat, bă. 6 dioxide, nu mai plusesc, gata. Îl pun la loc pe shop. Las și eșarfa așa cum e, că mi a mâncat toate dioxidele plus bani. Deci, mă gândeam că iese repede și îl pun direct pe eșarfa să se dea mai repede, dar nu a vrut deloc. De 6 la plus 7. Asta este. Hai să mai cumpărăm și niște gaia să fie acolo. Mai avem 3000 cu 4000. Ia să vedem. O să avem, o să avem suficientă în caz că mai sunt cereri. Și oricum a zis Bizel acolo că mai încolo încearcă pe, pe coif în continuare. Deci să am acolo că e bine. Suntem pe la 1100 de oni. Cureaua Titanium gata. Dacă plusez ambele curele voi avea deoparte. Ia să vedem câte, Uite, uite aici, orisoanele. Deci, o să avem 5 ori 8, 40 de orisoane. Și 40 de vrăjește cu B. Astea data viitoare, fraților. Orisoanele nu le bag deocamdată, le păstrez. Dar vrăjeștele cu B poate încercăm să le folosim pe un arc ceva. Sau vreo armă zodiac, tot așa. Deci, luăm de aici din poște tot ce trebuie. Poate iau un rubin ceva zic, hai să încercăm. Granat, deci a venit granat. Vrăjeștele le folosim data viitoare uh, și data viitoare, cum am zis, dau și coiful acela cu 15 fulgeri plus 9 de bonită. Și o să dau și pentagonul plus 9, dar scrieți în comentarii pe ce să prăjim aceste vrăjește pe care le voi colecta data viitoare se strâng, așa cum am zis se strâng destule și poate facem ceva cu ele ne revedem și ne auzim cu update-uri, fraților vă urez mult succes și multă baftă și vouă am făcut și ceva PVP, cureaua Titanium avem orisonele pregătite și e bine că a reușit totuși de data asta a fost a patra oară, avem două curele era bine dacă ieșea una și cu mobi dar cine știe pe viitor dacă ne supărăm să mai craftăm una? Avem trombocite. Ia să vedem. Oh, oh, trombocitele sunt aici pregătite. Doar perlele să... să le mai cumpărăm sau să le mai facem rost de ele. Ia să vedem de curiozitate și alastoarele cât mai costă acum pe final, dar nu deschid 13 din ce în ce se mai măresc surprinzător, mai vedem noi data viitoare, vă urez multă pace și multă baftă și vă am zis de giveaway, așa că ne auzim data viitoare să vedem cine prinde itemele. Vă salut și mulțumesc lui Zic poker pentru itemele de giveaway.